Cu toate că trăim într-o era a informației, iar metodele de prevenție sunt la îndemâna oricui, hepatita este încă o problemă cu care se confruntă societatea modernă. Județul Hunedoara nu face rabat de la această situație. Doar în primele 6 luni ale acestui an, peste 40 de hunedoreni au fost diagnosticați cu hepatită. În primele 6 luni am avut 44 de cazuri de hepatită declarate până acum, 5 cazuri de hepatită B, hepatită C un caz și non-B, cele nedeterminate, cum se numesc, 4 cazuri. Se observă tot o creștere pe undeva în numărul de cazuri. Noi la hepatită am avut un episod de o epidemie de hepatită la Orăștie. A fost într-o zonă mai cu nivel igienă mai redus și legat de o școală din Orăștie și de aceea am avut și ceva și în Valea Jiului. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara spun că în ultima perioadă s-a constatat o creștere a numărului celor infestați cu hepatita C. Specialiștii consideră că frecvența mare a bolii în rândul românilor se explică prin faptul că această afecțiune se transmite foarte ușor prin contact sexual neprotejat, dar și prin folosirea de seringi sau ace infectate, cu atât mai mult cu cât numărul consumatorilor de droguri este tot mai mare. Mai ales hepatita C în viața adultă, la persoane adulte. Foarte rar am văzut hepatită C la copii, dar nu este specialitatea mea pediatria. S-ar putea să fie și acolo. Tocmai pentru că transmiterea este prin manevre invazive, prin intervenții stomatologice laborioase și aici cu rezervă să nu blamăm stomatologii pentru toate hepatitele C care există, prin folosirea, la cosmetică, de exemplu, a ustensilelor nesterilizate și acolo se poate. Orice manevră invazivă care presupune o soluție de continuitate tegumentară sau injecții. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, județul nostru se află peste media națională în ceea ce privește bolnavii de hepatită. În general, noi pe nivel de țară stăm destul de rău. Suntem peste valoarea medie a cazurilor în legătură cu hepatitele B și C. Deci județul Hunedoara se situează peste media națională. Peste medie, da, peste medie. Deci la hepatită B am avut aproximativ 3,2 cazuri la 100.000 de locuitori, hepatită C 0,2. Deci media este sub 3,2, de exemplu, la B. Virusul hepatitei C reprezintă o cauză principală a bolii cronice a ficatului, infecția cronică afectând în prezent aproximativ 200 de milioane de persoane din întreaga lume.